Pe lângă aspectul religios, sărbătoarea de Paște este și ocazia când fiecare dintre noi putem să facem un bine oamenilor nevoiași de lângă noi. Din păcate, sunt încă destule categorii sociale defavorizate care au nevoie de ajutorul nostru, cum ar fi bătrânii străzii, copiii străzii, copiii orfani, mame văduve și familii sărace cu mulți copii. Începând cu anul 2011, cu ocazia sărbătorilor de Paște, Asociația noastră umanitară, Misiunea Speranță pentru România, organizează campanii de ajutor umanitar, având în centrul atenției bătrânii străzii. Campania de ajutorare de Paște din anul acesta a fost una specială pentru noi. În atenția noastră sunt 60 de bătrâni ai nimănui din două adăposturi pentru bătrânii străzii, pe care ne doream să-i sprijinim cu pachete consistente cu alimente, pentru a avea ce pune pe masă cu ocazia sărbătorii de Paște. În urma apelului nostru, au răspuns deținuții din penitenciarul din Oradea. Aceștia au renunțat la rația lor de pâine și au oferit-o celor 60 de bătrâni pe care doream să-i ajutăm. Mai mult decât atât, deținuții au făcut o chetă între ei și au donat suma de 750 de lei pentru cumpărarea de alimente pentru aceiași bătrâni ai străzii. În felul acesta, cei 60 de bătrâni au primit suficiente alimente pentru a se putea bucura în liniște de sărbătorile de Paște. Deși mulți dintre noi îi privim în general cu reticență și prejudecăți pe deținuți, gestul lor trebuie să ne dea mult de gândit și merită a fi urmat. Cu siguranță că la ei ne-am fi gândit ultimii că ar putea veni în ajutor, dar iată că au fost primii. Le mulțumim în numele celor 60 de bătrâni care au beneficiat de ajutorul deținuților din penitenciarul din Oradea. Ne dorim ca Dumnezeu să le răsplătească efortul lor pentru binele celor nevoiași. Aș vrea să mulțumesc pe această cale Asociației Speranță pentru România pentru sprijinul pe care ne-l dă. Atunci când e nevoie, vine în ajutorul nostru pe diferite căi și celor care îi susțin, celor care au abordat asociația ca să ne ajute cu alimente, cu cele necesare pentru ca bătrânii pe care avem în îngrijire să poată avea cele necesare vieții. Câți bătrâni ai străzii aveți în centru, la depostul pentru bătrânii străzii? În momentan avem 56 de bătrâni de care îngrijim, oameni care sunt veniți după stradă majoritatea, care sunt veniți după spitale, care sunt aduși după în anumite comune unde cazuri sociale fiind. Oamenii nimănui în general. Da. Oameni care unii sunt abandonați de către familii, dar majoritatea dintre cei care sunt aici sunt cei rămași din anumite familii unde nu mai este nimeni decât ei. Tot ce se întâmplă aici, toată acțiunea pe care o desfășurați în ajutorul acestor bătrâni ai străzii, se desfășoară cu ajutorul sponsorilor și donatorilor, adică prin sponsorilor și donații. Cum vă descurcați? Din punctul acesta de vedere, încrederea în Dumnezeu este totul. Totdeauna au existat oameni cu inimă bună, cu oameni credincioși care au venit în ajutorul nostru atunci când era nevoie. Acum, cu ocazia sărbătorilor de Paști, ați primit o cantitate însemnată de alimente din partea asociației noastre, cu ajutorul sponsorilor și donatorilor. Poți să ne spui câteva cuvinte ce ați primit aici? Deci, am primit exact ce ne trebuie. Am primit produse care sunt foarte de uz, fasole verde, păstăi, fasole uscată, orez, zahăr, paste făinoase, ulei, bulion, și făină și alte produse care, de care suntem legați pentru a da pregăti mâncare pentru acești oameni. Nu ne rămâne decât să vă urăm succes în ceea ce faceți, în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să vă răsplătească efortul. Noi vom fi așa cum am fost și până acum, începând cu 2011, alături de dumneavoastră. Mulțumim pentru toate câte ne-ați ajutat până acum și sperăm într-o colaborare și de aici înainte.